Criza sanitară a impus noi reguli în imobiliare. Studiile arată că românii au devenit tot mai interesați de achiziția de locuințe, iar cererea de pe piață a dus la scumpiri. Prețurile au crescut față de acum un an cu 15%, iar în contextul scumpirilor de materiale de construcții, analiștii estimează alte noi creșteri de preț. Despre cum arată piața imobiliară acum, discutăm cu Toma Filipovici, este președintele Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România, legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc și eu! Cum arată lucrurile? Vedem ultimele cifre, atestă faptul că vorbim de scumpiri cu 15% față de anul precedent. Ce estimări aveți pentru ceea ce urmează? Cu siguranță 15% este o estimare, nu știu, optimistă pentru cumpărători. Pe construcții noi vorbim de creșteri chiar mai mari, pe revânzări de asemenea. Estimez o agravare, o creștere în continuare a prețurilor, pentru că avem doi piloni foarte importanți care în ultima perioadă au afectat în mod direct prețurile, atât prețurile materialelor de construcții, cât și costul birocratic de a face ceva. De când s-au schimbat administrațiile, mulți efectiv au plecat din oraș. Deficitul de locuințe, mă refer la dezvoltatori, deficitul de locuințe este în continuare foarte mare pe București și Ilfov, este în continuare estimat undeva la 850.000, 1.000.000 de locuințe. Știu că pare neverosimil, dar asta este realitatea. Care ar fi acești doi piloni despre care vorbiți? În primul rând, criza materialelor de construcții, atât pe creșteri de prețuri, cât și pe lipsa stocurilor, deci ne confruntăm cu o criză fără precedent a stocurilor de materiale de construcții, a porției de lucru, iar celălalt pilon, care bineînțeles că crește prețurile, este blocajul birocratic în care se află Bucureștiul, atât din punct de vedere al blocării puzurilor, cât și din punct de vedere al noilor oameni intrați în administrație, care din păcate nu au experiența necesară să mențină un parcurs normal al lucrurilor. Deci, în loc să obținem, un act normal, cu un proiect în deplină legalitate, să-l obținem într-un termen legal de 30 de zile, vorbim de 90 de zile. Ei bine, toate astea duc la creșteri de costuri. Dacă vorbim de linii de creditare, dacă vorbim de finanțarea unui proiect din avansurile cumpărătorilor, deci toate lucrurile astea duc la creșteri de prețuri masive. Din păcate, coroborate cu cererea din ce în ce mai mare de locuințe, se întâmplă ceea ce vedem astăzi pe piață și nici nu se oprește, chiar dacă avem această situație în prezent cu războiul atât de aproape de noi. O să vă spun că încă este o efervescență foarte puternică și o inerție foarte puternică în piață. Ați putea face o estimare cu privire la ceea ce urmează, să avansați o cifră, un procent la care vom asista în ceea ce privește scumpirile? Noi ne ferim să facem predicții. Aș fi precaut să spun, probabil că vorbim pe construcții noi, de 10-15% în plus față de ce avem astăzi. Dar urmează o perioadă și mai interesantă. Probabil în 2023-2024 deficitul de locuințe va fi atât de mare încât stocurile rămase vor avea prețuri efectiv prohibitive, atât casele cât și apartamentele. Nu ne vom mai permite.